Reprezentanții ONU estimează că până în anul 2050 populația se va reduce cu 15%. În Republica Moldova se estimează că populația va scădea de la 4 la 3,5 milioane de persoane. Oamenii spun că pleacă din țară dezamăgiți fiind de cei care se află la conducere. Cred că este dificil să trăiești acum în Republica Moldova. Este foarte greu și cred că tineritul nu are niciun viitor. Mai ales după nedreptate de ieri din justiție, deci instanța judecătorească și-a bătut joc practic de popor, de alegători. Cred că tineretul este și mai mult dezamăgit și nu rabdă și nu vor să trăiască un trai urât. Și cred că migrația după hotărârea de ieri, migrația tineretului din Republica Moldova va fi și mai mare cu regret și vor rămâne numai bătrânii și deputații. Cheltuielile sunt... Nu că prea mari, dar destul de mari. Oricare părinte poate vrea să dea mai mult copilului său, dar încercați să achitați o secție sportivă sau un cerc de dans, nemai vorbind poate o clasă cu profil. Очень маленькие зарплаты. Не знаю, как на этот минимум прожить, конечно, но поэтому, наверное, люди уезжают за границу куда-то работать. Все в Молдавии прекрасно. Люди прекрасные, все. Но мало денег. Oamenii au venit și cu propuneri pentru a crește numărul moldovenilor. Condiții bune pentru o familie tânără, pentru specialiști tineri. Cel puțin măcar dacă ar fi în jumătate condițiile care le propune pentru o familie tânără un stat european dezvoltat, eu cred că copiii noștri au rămâne acasă. Să mă întoarcă la lume toată conducerea noastră. Totul depinde de dânșii, de ăștia care sunt sus la conducere, nu de lume. Eu văd ce se face, văd. Și mă dore inima, eu chiar cu inima sufăr, dar mă dore inima că așa la noi, la Moldova. Eu nu sunt moldovancă, dar iubesc Moldova. Statul să ajute, să dea la fete care au copii mici, să le dea mai mult bani, dar vezi că și primesc fetele. Ei nu vor a doua, a treilea. Estimările analiștilor mai arată că speranța de viață la bărbați este de puțin peste 64 de ani și nu 67, așa cum arată datele oficiale. Totodată, speranța de viață în rândul femeilor este de 73 de ani. Asta în timp ce datele oficiale arată că cifra ar fi cu 2 ani mai mult. Țările occidentale și sud-europene încearcă să compenseze consecințele ratelor scăzute ale natalității prin atragerea unui număr mare de migranți. În 2016, creșterea populației din Europa a fost în principal rezultatul imigranților. Ultimul recensământ al populației făcut în Republica Moldova în anul 2014 a arătat că în țară sunt aproape 3 milioane de oameni.